Japonia și-a propus să eficientizeze procesul de testare PCR, așa că a început să aplice metode de automatizare a acestuia. Guvernul oferă oricărui japonez care vrea să se testeze posibilitatea de a cumpăra un kit PCR chiar de la tonomatele amplasate pe străzi. În plus, tot mai răspândită este și vânzarea de teste PCR pe internet sau în farmacii. În Japonia, cei care doresc să-și facă teste PCR pentru coronavirus pot să-și cumpere instrumentele necesare chiar de la tonomatele amplasate pe străzi. Oamenii își colectează singură probă de salivă pentru ca mai apoi să o trimită prin poștă unui laborator de analize. Totul, inclusiv comunicarea rezultatului, costă aproximativ 40 de dolari. Iar inițiativa s-a dovedit de mare succes, tonomatele având nevoie de mai multe în reîncărcări pe zi, în condițiile în care fiecare aparat poate găzdui 60 de chituri. În Japonia, considerată capitala mondială a vânzarea de produse în acest fel este un lucru normal, însă testele PCR pot fi cumpărate acum și din farmacii sau de pe internet. Inițiativele guvernului condus de premierul Yoshihide Suga au rolul, pe de o parte, de a accelera testarea în condițiile în care Japonia efectuează un număr extrem de mic de teste PCR. Aproximativ 40.000 de mostre sunt analizate pe zi în condițiile în care Japonia are o populație de aproximativ 126 milioane de oameni. Pe de altă parte, guvernul vrea ca în acest fel să conserve și resursele umane și financiare încărare ale spitalelor. Japonia mai are și alte inițiative menite să ducă la eficientizarea procesului de testare în sistem PCR. Săptămânile trecute, autoritățile nipone au prezentat prototipurile unor roboți al cărui rol este de a analiza teste PCR și care ofereau rezultate în aproximativ 18 minute. Japonia nu e singura țară din lume în care teste PCR sunt vândute pe stradă și în Statele Unite se află în derulare o inițiativă identică, tonomate cu teste PCR fiind amplasate în orașe precum New York, San Diego sau Auckland.